controversy in Jerusalem. Si Kant stati en picioare divarugati sa iertati orice aviti impotriva acquiva pentru ca si tatal vostru care este in cerure sa va ierte greselile voastre. După ce i-a permis lui Bartimeo sa i recunoasca publica Mesia, Iesua insusia en encheput sa actionesi descis ca atare primele sale actione intrarea in Ierusalim carege si purificaria templului au provocat un val de frica si indignare in randul conducatorilor nantionii. Odata che si au revenit din socul inițial farisei, saducei, erudienii si caturarei au conspirat sa găsiasca cheva de care sa se prinda pentru a el aduce pe Iesua pe cruce, dar in toate aceste ocazii Iesua a iesit învingător. Prima zi in Ierusalim, intrarea triumfală. A doua zi in Ierusalim, blestemti curatiri. A treia zi in Ierusalim, autoritatea lui Iesua, întrebare rauta chioase, o întrebare sincera. Intrarea triumfală, che mergeau înainte si che veneau după Iesua, strigau Osana, veni cuvantat este quel che vine in numele Domnului. Iesua stia ca in Betfage, era un mans pe care el putea folosi, el stia che sa răspunda stăpânilor pentru ca ochenicii sa el poata lua. El stia ca imitando el pe Solomon la incoronarea sa împlinea profetia mesianica a lui Saharia. Este evident ca Iesua si a planuit in altarea, el dorea ca poporul sa il reconoasca drept rege. Cu toate acestea, nu a precipitat evenimente la intrarea in Ierusalim, es a întrecurat printre multimi ni observat si a intrat in taceri in templu. Soldatii romani nu au fost nevoiti sa intervina, nu a existat nicio încercare de rebelione, de liderei evrei plini de frica au răsuflat usurate când Iesua a părăsit templul în liniște pentru a se întoarce în Betania. Dar Iscantea era aprinsa, acum Israel trebuia să decida dacă el accepta pe Iesua sau el respinge. Blestem si curatiri, atunci a luat cuvântul si asis ismocinului in veac sa numai mananche nimeni rodentine si ochenicii au auzit acesti vorbe au ajuns in Ierusalem si Iesua a intrat in templu a inceput sa scoata apara pe chi che vindeau si comparau in templu a răsturnat mesele schimbătorilor de banii si scaunelii celor che vindeau porumbii. Marco ne presenta cheia de a patra povesterii in rama. Iesua blestama smucinol. Iesua curata templul. Invatatorii de la smucinol uscat. In partea centrala aramei, Marco ne arata
Scopul lui Domnesiu pentru poporul sau povestia din jurul lui Smucinul ne arată cum a acționat Israel. Blestim si curatiri atunci al duvat cuvântul si Asis Smucinul lui in viac sa numai mananche nimeni rod din tine si okinikii au osit acesti borbe au ajuns in Jerusalem si Yeshua a entrat in templu a inkput sa squata para peke ke vendik vendiau si kumparau in templu arastumat mesele iskimbaturilor divani si iskauneli kelor ke vendiau porumbei templul iskopul ui lui Domnesio oferea salvare pentru toti dar era curap a fost restaurat de Yeshua. Smucinul compara compartimentul lui Israel fronsili hui atrageo privili dara nu si Joe ca aliment a fost distros de Yeshua. Planul del demantueri si irealisiasa prin bisereca taca bisereca Isuesa Domnesiu o restabiliste dar kei care districa mesajul mentarui sino se pucais vorpi respensi autoritatea lui Yeshua si el asu ausis cu ke potere paci tu acesti locruri si kine ti adat potereia aceasta ca sa le paci nimeni nu a endrasnit sa el mustre pe Yeshua kand a alungat negustorui den cortea templului cu toate aceastia adua si au decis sa el discreditase in mod public entre bandu e despre autoritatea lui dar si Yeshua a estiut sa entrebe acum mingia era in terenul lui pie cau a acceptat sau au respins autoritatea lui luan e tribuie sa faca acelase lucru cu Yeshua. Când disbiteria pareia ca se încie la egalitate, Yeshua a continuat sa contra-atake. Isaia a comparat Israelul cu o viel de la care Domnesiu se aștepta la judecata. Se când colo iata sange varsat se aștepta la dreptate. Se când culo iata strigate de apăsare. Yeshua a folosit a chiasi figura pentru a enfatiza atitudine ea conducătorilor. El is au văzut reflectate în pilda. Dar nu a au vrut să se îndrepte comportamentul. Întrebare rauta chioase. Sa platim sau sa no platim, Yeshua le a cunoscut paternicia, se le a răspuns pentru că m-a ispititi. Pentru a el prende în capcana pe Yeshua, farisei si iroiedenei es au unit. Ei chiar au fost disposi se el laude se sa apelese la aparenta reconoastere publica a statutul lui sau de profesor. Întrebarea era în mod clar rautacio asa a reconoaste ca tribue sa plateasca tribut en semna sa fie condamnate de oameni ai admite canu ar tribue sa plateasca taxe a fost condamnat de Roma. Dar el nu numai ca as eliberat de orice condamnare si ki as si lemurit adivarata le relatie dintre stat civic bisireca dati dar kesarului ke aste al kesarului se lui Domnesiu ke este al lui Domnesiu. Entribari ka rautakio o rautakio ase sa platim sau sa nu platim Yeshua le a cunoscut
Paternicchia, sile a praspuns pentru chema espediri. Avenit randul seducilor sa ifaca pe Iesua sa para ridicul. Ei au folosit o pilda pe care o folosiu în mod o visnuet pentru a i ridiculisa pe farisei. Iesua a desvăluit cele două erori pe care le faceau. Nu precepeti neci scripturile spre Dio severi de che ea che presupinea pilda lor Biblia ne invata catro porili noastre inviate no vor fi acheliasi co cele pe care le avem acum vor fi ca ingerei si ca viata de dupa invieri no va fi o simpla continuare a ei neci nu se vor insura neci nu se vor marita. Oare i ate chetit că i-a spus Dumnezeu, Dumnezeu poate da viața mortilor. Prin urmare, înaintea lui toti cei care îl primis sunt vii, Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor morti, ci al celor vii. O întrebare sinceră. Unul din cărturarii care i auzise vorbind, fiindcă știa că Iesua răspunsese bine seduciilor, a venit la el și el a întrebat care este cheia dintai dintre toate poruncile. De data aceasta, un cărturar intra în controversă, dar spre disubere de precedentii acesta pedi în Iesua un adevărat învățător cu care merita să dialogăm. Iesua răspunde la întrebarea sa despre cheia mai importantă porunca se adaugă un plus a doua cheia mai importantă porunca. Încântat de conversație, cărturarul resumă răspunsul. Lui Iesua se adaugă propria sa concluzie a iubi este mai mult decât toate arderile de tot și decât toate jertfele. Iesua recunoaște sinceritatea omului si il invita sa faca pasul esti aproape tribui tuar sama accepti ca mantuitor al tau. Daca il ar mai fi întrebat en keli din urma Iesua ar reiosi sa i converti asca chiar si pe carturare si faresi pentru ofrisi orice eventualitate i-a închetat sa el instige. Carturarii preotii si conducatorii au fost aduse cu totii la catacheri. In franti se disamagiti stateau cu frantia incruntata nindrasnind sa el mai puna lui Hristus si alte întrebari. Prin la citate se nehotarare amusa vasant cum uamenei acestia incresuti si pleni de îndreptateri de sine posisera infranti toate acesti govini si papte ale lui Iesua erau de mare însemnate tantate si influenta lor urma sa si simta tot mai mult după răstigniria si inaltareia lui multe dintre cei care cu nerăbdare aștepta sera. Resultatul întrebării lui Iesua aveau sa divina în cheli din urma o kenechi ai sai sis e usesera atrasi prima data pre el de cuvintele lui din siua a plena de evenimente.